Președintele PNL Pașcani, Marius Pintilie, susține că are o problemă cu ziariștii care îl critică. Pentru a evita întrebările lor incomode, liderul opoziției din legislativul local le-a interzis acestora accesul la conferințele de presă organizate de grupul consilierilor PNL în sala legislativului local. Ultima dată s-a întâmplat pe 31 ianuarie, după ședința ordinară. De această dată, pe lista neagră au fost jurnaliștii de la BIT TV și reprezentantul site-ului de știri, Jurnalul Regional. Iată dialogul halucinant dintre reprezentanții presei și consilierul local, care au uitat că deține o funcție publică plătită din banii contribuabililor pentru a apăra drepturile cetățenilor, inclusiv cel de a fi informat. Eu nu v-am invitat la ședință, la conferință. Ați dorit să participați, nu? Nu dumneavoastră. Nu, nici pe dumneavoastră. Nu, și la domnul, și la domnul. Ați dorit să... dumneavoastră. Înțeles. Eu v-am adus aminte. N-ați înțeles. Păi eu am început să vorbesc. Bun, și pe dumneavoastră. Eu v-am întrebat. Știți că nu v-am invitat la conferință de presă, nu? Știu că nu respectați absolut nimic în ceea ce privește colaborarea cu presa. Nu e nevoie să mai subliniați chestiunea asta. Deci știți că nu v-am invitat pe dumneavoastră, nu pe toată presa. Pe dumneavoastră nu v-am invitat. În Pintilie. Am întrebări pentru dumneavoastră și vi le adresez, indiferent cum faceți, indiferent ce doriți. Bun. O să facem atunci... Sunteți persoană publică și presă. Păi, asta e treaba mea, că sunt persoană. Nu, e și treaba noastră și a orașului. Înțeles, dar nu reprezentați dumneavoastră orașul. Eu am o problemă cu dumneavoastră. Deci dumneavoastră știu că aveți o problemă invitat cu noi. Nu vă convinți și dezinformați împreună. Nu împreună. Pur și simplu am întrebări. Înțeles. Dacă doriți... Doamne ferește, nu. N-am spus treaba asta, am spus doar atâta. Că nu sunteți invitați la conferința de presă. Sunteți consilier local, nu persoană privată. Deci sunt consilier local și fac treaba mea. Domnule, sunteți plătit din bani publici. Trebuie să răspundeți la întrebări. Nu te trebuie în cadrul primăriei. Ba chiar și de inclusiv de banii noștri. Puteți rămâne acolo. Când o faceți la nevoastră acasă, e tot altceva. Corect. Sancțiunile la adresa BIT TV și Jurnalul Regional au fost impuse după ce jurnaliștii au publicat câte un articol cu privire la faptul că una dintre societățile consilierului Marius Pintilie deține mai multe suprafețe de teren din domeniul public sau privat al municipiului, fără contract de închiriere și concesiune și fără să plătească. Pe ele au fost edificate construcții fără autorizațiile necesare. Constatările au fost făcute în anul 2010 de inspectorii primăriei, dar problemele nu au fost nici acum rezolvate. Reporterii BIT TV au încercat în repetate rânduri să obțină clarificări din partea celui în cauză. Marius Pintilie a refuzat să răspundă la întrebări și nici nu a solicitat dreptul la replică sau rectificare.